Cântarea aceasta a fost compusă de fratele Nicolae Moldovean, care după ce a fost bătut zdravăn, dezbrăcat, aruncat în zăpadă și bătut din nou, a venit plin de răni în celula lui și a început să compună cântarea asta. Numai harul tău mă ține. Și ca să nu uite versurile acestei cântări, a luat din sângele care era pe el, era plin de sânge, și a scris pe sticla închisorii, geamul ăla, numai harul tău mă ține, ca să poată să țină minte refrenul acestei cântări. Mă gândesc ce oameni am avut, ce putere fantastică le-a dat Dumnezeu acestor oameni să treacă peste toate. Nu mă satur să vă spun de un alt gigant al lumii creștine pe nume Traian Dorz, care a stat 17 ani de zile în pușcărie și o bună parte din pușcăria pe care a făcut-o s-a datorat soției lui care îl trăda la securitate. Când a ieșit de acolo după aproape 18 ani de pușcărie, a venit înapoi tot la soția lui și a spus următoarele cuvinte: dragă, tu nu poți să greșești față de mine de câte ori te pot eu ierta pe tine. Tu nu poți să greșești față de mine de câte ori te pot eu ierta pe tine. Fratele Iosif Țon spunea că atunci când s-a întâlnit cu fratele Traian Dorz, a avut senzația că îi vine să-i sărute mâna. A fost singurul om la care fratele Iosif Țon i-a venit să-i sărute mâna. A simțit că stă în prezența unui om sfânt al lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că fratele Traian Dorz și Nicolae Moldoveanu și alți mari eroi ai neamului românesc creștin n-au fost supermeni. Au fost oameni supuși acelora slăbiciuni ca și noi, dar care au avut același Duh Sfânt pe care noi spunem că l-avem. Și dacă Dumnezeu i-a împuternicit pe oamenii ăștia să ierte, să rămână lângă Dumnezeu, să ierte umbra, nu? Să ierte pe cei care au omorât părinții și neamul lui și i-a invitat și le-a dat un ceai. Dacă oamenii ăștia au putut, frați și surori, și noi putem. Și exemplul nostru de iertare nu este altul decât Domnul Iisus Hristos. Și în dimineața asta aș vrea să vă vorbesc despre primul strigăt al lui Iisus Hristos de pe cruce. Domnul Iisus a avut 7 strigăte pe cruce și după 7 strigăte Biblia spune că a scos un țipăt puternic. Și țipătul ăla n-a fost de durerea fizică, ci a fost un țipăt de biruință, că a dus mântuirea până la capăt, că a stat pe cruce și a desăvârșit mântuirea noastră, stând acolo pe cruce. Când oamenii îi spuneau, dă-te jos dacă ești Mesia, el a rămas acolo. Și ca și un triumf al mântuirii duse până la capăt, Hristos scoate un țipăt de biruință. Și dacă Iisus Hristos a putut să ierte și noi suntem ucenicii Lui, vreau să vă spun că și noi suntem chemați și suntem datori, spune Biblia, să ne iertăm unii pe alții, lăudați să fie Domnul. Dacă ar fi să vă spun, să vă ridicați toată lumea mâinile, să mă uit să văd dacă aveți răni în palme, sunt sigur că niciunul dintre voi nu are răni în palme. Niciunul dintre noi n-a fost răstignit. Dar vreau să vă spun ceva, Domnul Iisus Hristos, cu rănile încă necicatrizate, cu rănile deschise, a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Sunt unii oameni care iartă după 10, după 20 de ani de zile, până atunci trag o bilă neagră după ei, o trag și stă cu frâna de mână trasă și poate cumva aleg să ierte. Uite-te la Iisus Hristos. Cel mai mare rău care s-a întâmplat pe planeta asta a fost moartea Domnului Iisus Hristos. Să-L pui pe Iisus Hristos în 4 cuie este cel mai teribil lucru care s-a întâmplat sub soare. Să-L pui pe Creator în cuie. Dar vreau să vă spun, dacă cel mai mare rău pe planeta asta a fost să-L răstignești pe Dumnezeu, cel mai mare bine care s-a întâmplat pe planeta asta a fost tot moartea lui Hristos. Pentru că prin rănile Lui suntem tămăduiți și prin sângele Lui avem iertare de păcate. Ce vreau să vă spun, frați și surori, este următorul lucru. Dumnezeu poate să schimbe cea mai mare traumă în viața ta, cea mai mare nedreptate care ți s-a făcut în viață. Dumnezeu o poate converti în cea mai mare binecuvântare dacă în timpul suferinței, când ești răstignit, cu privirea, cu vorbele, defăimat, denigrat, că acum e la modă linșajul mediatic, să-ți bagi joc de oameni, să defăimezi, să asasinezi caractere. Dacă în astfel de momente poți să spui în inima ta, Tată, iartă că nu știu ce fac, ascultă-mă, Dumnezeu poate să convertească cea mai mare traumă în cea mai mare sursă de binecuvântare. Lăudați să fie numele Domnului. Gândiți-vă la Iosif. Un om care stă 13, 14, 15 ani, Domnul știe exact cât a stat în pușcărie, datorită unei acuze, și anume hărțuire sexuală. Frații lui l-au vândut și a ajuns într-o groapă. Și la un moment dat au venit frații lui și au zis, noi suntem oameni de treabă, noi suntem oameni de treabă. Și la un moment dat Iosif se descoperă și o să vorbim probabil mai încolo. Și știți ce a spus Iosif? Voi negreșit ați vrut să-mi faceți răul. Dar ascultă-mă, când stai lângă Dumnezeu și alegi să ierți, Domnul a schimbat răul în bine. Schimbă Dumnezeu și astăzi cele mai mari traume. Când alegi să ierți ca Iosif, când alegi să iubești, schimbă Dumnezeu cele mai mari traume din viața noastră în cele mai mari surse de binecuvântări? Da. Dacă atunci când ești pe cruce, îl numești pe Dumnezeu tot Tată, te închini și îl numești Tatăl tău, nu te cerți cu Dumnezeu, nu le iei pe Dumnezeu de guler, îl numești tot Tată. În limba greacă este modul repetitiv. Tată, iartă că nu știu ce fac. Tată, iartă că nu știu ce fac. Tată, iartă că nu știu ce fac. Frați și sorori, mesajul bisericii, mesajul central al bisericii nu este predica de pe munte. Mesajul central al bisericii este crucea lui Iisus Hristos. Apostol Pavel spunea, n-am avut de gând să știu între voi pe nimeni altcineva decât pe Hristos și pe El răstignit. Și noi suntem aici să spunem că Biserica lui Hristos trăiește și respiră la picioarele crucii. Crucea este balamaua pe care se învârte toată istoria. Și dacă nu înțelegem ce s-a întâmplat la cruce, dacă nu înțelegem că Dumnezeu a ales să-L zdrobească pe Fiul Său, da, Dumnezeu din cer a ales să-L zdrobească în dreptatea Lui, pe Fiul Său în locul meu, ca eu crezând în El să capăt neprihănirea lui Hristos. Dumnezeu l-a făcut păcat, l-a încărcat cu toate păcatele lumii, trecute, prezente și viitoare. L-a încărcat și blestemul legii a căzut asupra lui. Ca astfel Dumnezeu să mă poată ierta pe mine pe gratis, dar s-a plătit un preț fantastic. Și anume, sângele Domnului Iisus Hristos, lăudat să fie numele Domnului. Să recunoaștem, frați și surori, că multe din bolile noastre spirituale se datorează faptului că ne-am pierdut credința în crucea lui Hristos. Uitați-vă astăzi la anvoanele noastre, pe YouTube, atâția filozofi la gura sobii. Toți vrem parcă să impresionăm, în loc să vorbim despre nebunia propovăduirii crucii. Să vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, care a fost satisfăcută în trupul lui Hristos, ca astfel Dumnezeu care e drept să poată să fie bun față de mine. Dumnezeu nu mă putea ierta pe gratis. Dumnezeu e bun, dar Dumnezeu e și drept. În dreptatea Lui trebuia să mă omoare, în bunătatea Lui trebuia să mă ierte. Și unde s-a întâlnit dragostea cu dreptatea? Unde? La cruce. Crucea este formată din două transversale. Un mare minus, care devine un mare plus. Minusul ăla este depravarea noastră, păcatele noastre, morți în greșelile noastre, destinații iadului, datorită păcatelor noastre. Dar prin pocăință și credință în Iisus, minusul vieții noastre se transformă într-un mare plus, pentru că acolo îmi arată Dumnezeu cât de mult a urât păcatul, că a trebuit să moară Hristos pe cruce. Și în același timp îmi arată cât de mult mă iubește Dumnezeu, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Frați și surori, când vorbim cu oamenii despre Iisus Hristos, să-i ducem la cruce. Mi-aduc aminte de marele evanghelist Billy Graham. La un moment dat a ținut o predică undeva pe un stadion și a făcut chemare și nimeni nu s-a întors la Dumnezeu. Nimeni, n-a ieșit în față nimeni. La el ies mii de oameni când face o chemare. Și s-a dus supărat spre hotelul lui și un prieten de-a lui din staful de conducere a zis, Billy, de ce ești supărat? Păi zice, cum să nu fiu supărat? Că nu a ieșit nimeni, nimeni nu s-a predat în seara asta. Atâția zeci de mii de oameni pe stadion, niciunul nu a ieșit în față. Și acel prieten al lui, neamț, l-a luat după umeri și a zis, Billy, data viitoare să predici crucea. Acolo e puterea noastră. Evanghelia se învârte în jurul crucii lui Iisus Hristos. Noi nu avem voie să fim așa cu liste. Nu, 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 da, da, nu, nu, n-ai voie, nu, bun, ok. Dumnezeu face transformarea din interior spre exterior, nu din exterior spre interior. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, convinge inima, sufletul nostru și dintr-o dată încep să iubești ce iubește El, să urăști ce urăște El. Și mă rog ca Domnul să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Gândiți-vă, de exemplu, Cum ar arăta bisericile noastre, frați și surori? Cum ar fi mesajele noastre? Cum ar fi organizațiile noastre evanghelice? Dacă am fi oameni animați de același strigăt pe care l-a avut Iisus. Tată, iartă că nu știu ce fac. Gândiți-vă la ce atmosferă ar fi în bisericile noastre. Pentru că Biblia spune, cei cu inima curată îl vor vedea pe Dumnezeu. Știți că un om care nu iartă, un om neiertător, n-are părtășie cu Tatăl? Ascultați ce zice Biblia în 1 Ioan, capitolul 5. 1 Ioan, capitolul 1, versetul 5. Biblia spune așa. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Versetul următor. Dacă zice că avem părtășie cu El și umblu în întuneric, în ură, în neiertare, zice Biblia, mințim și nu trăim adevărul. Deci poți să te rogi cât vrei, poți să vorbești în limbi, poți să prorocești, poți să scoți demoni, poți să faci orice. Ascultă-mă, dacă ai ură, dacă ai dor de răzbunare în inima ta, umbli în întuneric, zice Biblia, fii atent. Cel mai grozav lucru care ți se poate întâmpla este că ai o relație scurt-circuitată cu Tatăl. Și noi ar trebui să fim geloși pe timpul de părtășie cu Dumnezeu. Să stăm cu Domnul până când prindem firul de legătură. Dar zice Biblia, dacă urăști, îți pierzi părtășia cu Tatăl. Ce să mai vorbim de boli fizice? Medicii astăzi spun că bolile nu se fac de la ceea ce mănânci, ci de la ceea ce te mănâncă pe din interior. Poți să mănânci vegan, poți să bei Herbalife și aloe vera forever. Poți să faci ce vrei, ia numai toate naturale. Ascultă-mă, când ai ură în inima ta, nu eu spun, doctorii spun, îți scade imunitatea. Când îl vezi pe cutare că a intrat în biserică, dă transpirații reci în tine, ești mai expus la răceli, ești mai expus la anumite tipuri de cancer. Merg la doctor, domn doctor, dar nimeni pe neamul meu n-are diabet. Și dar tu cum, dar îmi zice? Stres, bol de inimă, stres, boli psihice, ulcer. Îmi spunea un slujitor, un coleg de slujire, zice, frate Gabi, zice, la ce certuri am avut în biserică? Tot stomacul, zice, mi-a ciuruit, am ulcer, zice. No, acum astea se numesc boli psihosomatice, boli ale trupului datorită unui psihic încărcat. Dar ce a spus Dumnezeu cu mii de ani în urmă? Nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. Lasă iusimea, părăsește mânia, nu te supăra. De ce? Pentru că Duhul de neiertare ce face? Apasă pe toate organele tale viscerale, interne, pe ficat, pe rinic, pe tot. Nu te supăra. Supărarea duci, aruncați asupra lui îngrijorile voastre. Nu-l du în spate, nu te culca cu el, nu te trezi cu el, nu mânca cu omul la masă. Eliberează-l. Pentru că eliberându-l pe el, iertându-l pe el, te eliberezi pe tine însuți. Asta e cea mai mare lecție. Iertând pe altul, eliberând pe cel care ți-a greșit, tu însuți vei ieși din cușcă. Dacă nu ierți, și totdeauna smârie inima, vei rămâne un pitic spiritual. Și cred că în bisericile noastre există atâția pitici spirituali. Nu mai poți să crească. Duhul de neiertare îți împiedică creșterea spirituală. Poți să fii un copil adult, să ai 80 de ani de zile și spiritual vorbind să ai 3 luni. Pentru că ai ales să ții acolo ură și amărăciune. Unde scrie asta în Biblie? 1 Petru, capitolul 2, versetul 1. Biblia spune așa, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de șmecherie și political corect, mizerii politice care ascund răutate și perfidie, pismă, clevetire. Și dacă lepezi o travă asta, zice, și ca niște prunci născuți de curând, să doriți laptele duhovnicesc, care este cuvântul, pentru ca prin cuvânt să creșteți spre mântuire. Când crești spre mântuire? Când își are laptele efectul în viața ta? Când? Când ai lepădat o travă. Când ai lepădat răutatea, ura, prefăcătoria, zice Biblia, atunci laptele îți va aduce creștere spirituală. Dacă nu, poți să vii 30 de ani de zile la biserică și ți ură și amărăciune și resentimente și totdeauna ești încordat, ascultă-mă, rămâi pitic spiritual. Mintea ta e greoaie, nu funcționează cum trebuie, parcă are smol. Evrei, capitolul 5, versetul 12. Evrei 5 cu 12 și Biblia spune: în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați avut nevoie și ați ajuns să aveți nevoie numai de lapte, zice, nu de hrană tare. Nu puteți procesa. V-aș spune lucruri mai mari, zice, mai sus, zice, de Melchisedec, dar zice, astea sunt lucruri grele, asta e hrană tare, zice. A zis, Doamne, nu vreau să rămân pitic. Vreau, Doamne, ca să mergem din slavă în slavă, să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Uită-te în viața ta. Ai oameni pe care îi țin în cârlig? Ai oameni pe care urăști? Un om care urăște și nu iartă nu va cunoaște anumite nivele ale Duhului Sfânt pe care le putea cunoaște. Nu vei avea progres spiritual. Mai vorbim de ungere. Duhul ăsta îți fură ungerea spirituală. De-aia există atâta plictiseală de multe ori la predicile noastre. Pentru că dacă venim la învont cu duh de ură și amărăciune, ascuns sub o haină a religiozității, pace, pace, și în inima noastră urâm, Duhul lui Dumnezeu nu stă acolo, pleacă. Unde scrie asta în Biblie? Efeseni, capitolul 4, cu versetul 30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. No? Versetul următor. Care sunt lucruri care întristează pe Duhul Sfânt? În cap de listă ghiciți care-i? Care-i? 6 păcate întristează, conform Efeseni. Orice amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire, orice fel de răutate. Ce să facă? Zice stare. Hai, comunicați. Ce să facă? Să piardă. De ce? Pentru că întristează pe Duhul Sfânt. Cred că am mai spus aici, imaginați-vă să am aici un porumbel pe umăr și ar trebui să cobor de pe scena asta și să mă duc la mașină. Spuneți-mi, cum ar trebui să coboare Gabi Florus scările în așa fel încât porumbelul să rămână acolo? Cum ar trebui să cobor? Hai, cum? Cum? Cu grijă, cu atenție. Ce fel de umblare trebuie să avem în așa fel încât Duhul Sfânt să nu fie întristat? Duhul lui Dumnezeu nu numai să vină peste noi. Ioan spune că atunci când s-a botezat, Duhul Sfânt a rămas peste el. Păi dacă suntem neglijenți și dacă avem atitudini păcate ale Duhului, a, nu-i curvie, frate, nu-i curvie, dar-i ură. Și zice Biblia, oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și Nicolae Moldovean nu spunea, Doamne, mulți ucigași sunt în bisericile noastre. Și dacă nu le pădăm asta, Duhul lui Dumnezeu, știți ce face? Duhul lui Dumnezeu este întristat. Ascultați ce zice Biblia în Ezechiel, capitolul 25, cu versetul 15. Biblia vorbește despre un popor pe nume Filistia. Un popor, uitați-vă, ultimul rând. Poporul ăsta voind să nimicească totul în ura lor. Ce fel de ură? Străveche. Și te mai tine și așa cu câte un frate, e alb în cap. Și când îți spune anumite lucruri, îți spune ce eu zis cineva acum 20 de ani. Dom'le, dacă atâta patimă zice, că parcă ieri s-a întâmplat. Așa cu ură, așa cu patimă spune. Și atunci îmi dau seama că Ezechiel 25 cu 15 la el, îi o ură străveche. No, oamenii ăștia rămân pitici. Laptele duhovnicesc nu-i ajută să crească că i-a amestecat cu o travă. Și eu vreau ca fiecare dintre noi să nu fim pitici, frați și surori, ci să avem același cuvânt pe care Iisus l-a avut pe cruce, și anume, Tată, iartă că nu știu ce fac. Să vorbim despre efectele asupra copiilor noștri în familie? E teribil. Ați auzit de John Piper, păstorul păstorilor în America. John Piper spunea la începutul unei cărți de-a lui următorul lucru. Îi mulțumesc tatălui meu că nu mi-a arătat cicatricile înainte de vreme. El era prunc. Îi mulțumesc tatălui meu că nu mi-a arătat cicatricile, adică bătăliile și bătăliile lui spirituale. Pentru că copiii noștri, apropo, suntem la binecuvântare, nu sunt vaccinați pentru anumite bătălii pe care tu le duci, Cristi sau fratele meu. Trebuie să fim gentlemen. Bătăliile noastre spirituale să nu le vorbim la masă duminica după biserică. Ăla așa, ăla o cânta, ăla o predică, ăla o intrat în bine, ăla. Uite ce mi-a zis, am nu știu câte, uite, nu știu. Și îl înveninezi și el nu-i vaccinat pentru bătălia aia. Și când e mare zice, nu știi ce, lasă-mă cu biserica. Dacă așa sfinții, știi ce zice Biblia? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au sterpezit dinții. Adică degeaba îți crești pruncul și la sfârșit zici, dragul tati, n-a un BMW, n-a o casă și te-am făcut om, nu? Îți dau un start în viață, egal cu zero. Dacă pe lângă Mercedes îi mai dai și o sticluță cu o travă și l-ai învățat, nu te lăsa aprân cum eu, arde-l. Și nu ai biruit Duhul ăsta care a venit asupra ta, să-l biruiești acolo în cămăruță, pe genunchi, să vorbești cu cineva mai matur, care are fermoar pe gură, și tu l-ai împrăștiat. Și i-ai dat și pruncului din ura ta. Ceea ce tu n-ai biruit va trebui să lupte pruncul tău apoi cu el. Cât de important este să am grijă să nu mi-arat cicatricile la pruncii mei. Luați seama, zice Biblia, Evrei 12, ca nu cumva să aveți lăstari de amărăciune care să vă aducă tulburare și să întineze pe mult. Problema nu este că tu te tulburi, și asta e o problemă. Problema că tulburarea ta întinează pe mult și prima comunitate care întinează este familia ta. Imediat în relația cu soția, imediat în relația cu pruncii se vede asta. De aceea Dumnezeu ne cheamă ca prin Duhul Sfânt să putem să spunem și noi cum a spus Iisus Hristos, și anume, Tată, iartă-i, iartă-i că nu știu ce fac. Foarte interesant că Domnul Iisus Hristos de multe ori a spus pe pământ, iertate sunt păcatele, iertate sunt păcatele. Și lucrul ăsta a provocat furtuni de controverse. Cum adică El iartă păcate? Numai Dumnezeu poate să ierte. Iisus însă își arăta dumnezeirea Lui pe pământ. Și totuși pe cruce. Și totuși pe cruce. Iisus n-a zis, vă iert. El a zis, Tată, iartă-i că nu, iartă-i Tu. De ce? Pentru că El acum este în poziția de jertfă. El își lasă prerogativul ăsta că El se identifică cu noi și îl roagă pe Tatăl Ceresc să ierte păcatele lor. Câtă supunere din partea Fiului! Cum își cunoaște rolul acolo pe cruce? El este acolo pe rol de miel și zice, Tată, eu mă identific cu ei, iartă-i, Doamne, că ei nu știu ce fac. Asta ar trebui să fie atitudinea noastră, frați și surori. Nu lăsa nedreptățile oamenilor, nu lăsa slăbiciunile sfinților să sclatine credința. Nu lăsa. Mă gândesc la Iosif. Iosif, după părerea mea, este personajul, cel puțin din Vechiul Testament, care seamănă cel mai mult cu Domnul Iisus Hristos. După părerea mea, nu există personaj care să semene mai mult pe Domnul Iisus Hristos decât Iosif. Iosif a fost prea iubitul tatălui său. Iisus a fost prea iubitul tatălui său. Iosif a fost vândut pe arginți, Iisus a fost vândut pe arginți. Iosif a fost ispitit, Iisus a fost ispitit. Iosif a biruit, Iisus a biruit. Iosif avea toate lucrurile lui Potifar în mâna lui. Hristos are toate lucrurile în mâna lui. Iosif i-a iertat pe frații lui. Hristos pe cruce a zis, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Nu te mir că atunci când îi dă binecuvântarea, în Genesa capitolul 49, când Iacov îi dă binecuvântarea lui Iosif, îi spune așa, Genesa 49:26. Binecuvântările tatălui tău întrec binecuvântările părinților mei și se înalță până în creștetul dealurilor veșnice. Ele să vină peste capul lui Iosif, peste creștetul capului Domnului fraților săi. Cum îl numește Iacov pe Iosif? El este cap și este domn peste frații săi. Domne, cu atâta bunătate s-a comportat cu oamenii ăștia care l-au aruncat într-o groapă, încât Iosif vine și spune, ăsta e cap, ăsta e domn, ăsta e un gentleman, ăsta e un gentleman. Vrei să fii domn în biserica ta, în care ești, în familia ta, să fii cap? Nu trebuie să fii superintendent pe Europa. Nu, dacă vrei să fii în ochii lui Dumnezeu, cap și domn peste frații tăi, trebuie să ai același spirit, același duh pe care l-a avut Iosif. Pentru că niciodată nu semănăm mai mult pe Domnul Iisus Hristos ca atunci când alegem să iertăm din toată inima noastră. Ascultați cum s-a comportat Iosif cu frații lui. În capitolul 45, versetul 1, Biblia spune așa: Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Întrebarea este, de ce Iosif a zis să iasă toată lumea afară, să rămână numai el cu frații lui? De ce? Știți de ce? Pentru că Iosif a vrut să le salveze fața. Domne, știa o chestie acolo cu puroi, încât o zis, vreau ca oamenii ăștia când ies din palatul ăsta și știu că o să rămână aici, să meargă cu demnitate în primărie, pe stradă, să nu știe nimeni. E un secret între mine și ei. Când ierți pe cineva, știi ce faci? Îl îngropi, secretul ăla. Ascultați mai din jos, zice Biblia. Iosif a zis fraților săi, 45:4, apropiați-vă de mine. Atunci când ai iertat pe cineva din toată inima, nu-l mai șantajezi cu lucrul ăla care știi despre el. Nu zici, a, tu taci că știu eu ceva de tine. Nu, zice, apropiați-vă. Când iert, nu mai produc intimidare. Nu mai produc, apropiați-vă. Ceva extraordinar. Adică o iertare totală. Este o iertare în care nu mai vrei să-ți controlezi victima că știi ceva din trecutul lui. Vrei să-i salvezi fața. Ascultați ce zice Biblia mai jos. Zice Biblia, versetul 5. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți. Mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Căci ca să vă scap viața, m-a trimis Domnul înaintea voastră. Nu voi m-ați trimis. Nu sunteți voi de vină, observați? Domnul m-a trimis. Nici măcar nu mai reproșează de visele. Tu vă aduceți aminte de vise? Ți-am spus eu? Nu. Iosif zice, nu. Domnul m-a trimis. Ce inimă avea omul ăsta. Și Dumnezeu ne cheamă pe fiecare dintre noi. Vreau să fiu ca Iosif. Vrei să fii domn? Vrei să fii cap? Vrei să semeni pe Iisus Hristos? Atunci trebuie să ne rugăm, să spunem, Doamne, pune în mine Duhul Tău cel Sfânt, ca să pot să iert din toată inima pe cei care greșesc. Lăudat și onorat să fie în numele Domnului. Amin, frați și surori? Spunea cineva că un om care nu iartă este ca și cum ar bea o travă de șorbolan și ar aștepta ca vrăjmașul lui să moară. Un om care nu iartă, bea el o travă, crezând că vrăjmașul lui moare, dar de fapt își face rău. Mă gândesc cum ar fi mărturia bisericilor Domnului, dacă n-am fi așa firești și lumești. Știți că sunt unii oameni care spun, vecinii acum, nu, uite-te la Iisus, nu, că și noi suntem oameni. Știți că asta nu funcționează? Asta nu funcționează. Pentru că Biblia spune, noi suntem epistole scrise și pe dinăuntru, și pe din afară. Adică degeaba zic eu, uite-te la Iisus. Și eu trăiesc ca... Nu! Noi suntem, zice, o lumină care e pusă pe un munte. Noi suntem sarea. Sarea influențează, o pui pe asfalt, mănâncă tabla, o pui în mâncare, conservă, oriunde o pui, sarea face ceva. Dar dacă sarea își pierde gustul, zice Biblia, cum vor mai lăuda oamenii pe Dumnezeu în ziua cercetării? Cât de important este ca noi să fim exemplu. Friedrich Nietzsche, ateul acela care a nebunit până la urmă, spune așa: aș putea crede în răscumpărarea lor, a creștinilor, dacă ei ar arăta mai răscumpărați. Aș vrea să cred în răscumpărarea lor, dacă ar arăta mai răscumpărați. Dar dacă au numai signa, penticostal, baptist, ortodox și nu se vede transformarea crucii, dacă pumnalul crucii n-a fost înfipt în inima noastră, încât să semănăm pe Iisus Hristos. Câte familii trebuiau să rămână împreună? Câte familii nu trebuia niciodată să se divorțeze? Dacă aveau acest duh de iertare. No, dar sunt părinți care încurajează la așa ceva. Nu te lăsa, fata mea, arată-i tu o lecție acolo. No! Pe neamul nostru, atât de aroganță am devenit cu neamul și cu imaginea noastră și așa mai departe. În loc să încurajăm înspre împăcare. În loc să încurajăm. Am devenit așa foarte sensitiv, foarte sensibil. Și dacă nu ne caracterizează Duhul ăsta de iertare, nu semeni pe Iisus Hristos. Primul strigăt este: Tată, iartă că nu știu ce fac. Vă aduceți aminte de Nabal, care l-a insultat pe David? Cine-i fugarul ăla de David? Atâția fugari au fugit de la stăpânii lor. Și David, când aude lucrul ăsta, că îl face pe el cu ungerea împărătească, îl face fugar, știi ce face? Zice, să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu-l omor pe Nabal, dacă nu-l omor pe Nabal și pe toți cei de parte bărbătească. Și nebunia lui merge să-l omoare pe Nabal pentru o insultă. Vreau să fiți atenți aici. De multe ori suntem și noi așa. David îl iartă pe nemernicul de Saul. Domne, îi cruță viața, zice, nu mă ating, îl iartă la maxim, omul ăsta a făcut cel mai mare rău. Și îl iartă pe Saul și se împiedică de o frunză, domne. Buturuga mică răstoarnă carul mare. De multe ori, domne, iertăm pe unul care ne-a jignit și ne-a ținut așa la maxim ani de zile. Păi și când îți zice nevasta sau când îți zice vecinul, bă, parcă ești ca David, dă nebunia în tine. Ierți atâta și acum juri încă pe Domnul că îl termin tu. Ce minte firească a avut omul ăsta. Și în timp ce mergea nebunia lui pentru o insultă, pentru o insultă, o zis că-i dai o lecție pe viață. Ce minte firească. Și Biblia că a ieșit în calea lui cine? Abigail. Abigail este simbolul Duhului Sfânt. 1 Samuel 25 cu 28, Biblia spune așa. Abigail i-a zis, iartă-te, rog, vina roabei tale. Observați cum își atribuie vina soțului ei și o atribuie ei. Ce femeie! Iartă, căci Domnul Dumnezeu va face Domnului meu David o casă trainică. Acum toți căsătoriți, începând cu mine. Vrem o casă trainică? Soluția nu este să zici de 10 ori pe zi, I love you, I love you, I love you, I love you. Nu asta e soluția. Nu e rău că faci lucrul ăsta. Soluția este, dacă vrei o casă trainică, iartă. Iartă, Domnul meu, pe Doamna ta. Doamnă, iartă-l pe Domnul tău. Și dacă vezi că te-o iertat odată de două ori, să nu fii ticălos în gândire și să spui, păi, trebuie să mă ierci oricum, eu pot să fac orice, că trebuie să mă ierci. Să nu fii ticălos. Că dacă ar fi invers și tu să faci continuu așa, trebuie să zici, Doamne, trebuie să apreciez lucrul ăsta. Nu mă duc încă 20 de ani de zile și ea, oricum trebuie să mă ierti. Oricum mai trebuie să cuțitul să-l învârt în rană. N-avem voie să fim răi, pentru că zice Biblia, 1 Samuel 25 cu 28, zice Biblia așa, și să nu fie niciodată răutate în tine. De ce? Pentru că tu porți războaiele Domnului. Adică ori de câte ori vii la Betel sau te pui acasă pe genunchi, tu ești în război împotriva duhurilor răutății care sunt unde? În locurile cerești. Și dacă vrei ca rugăciunea ta să ajungă dincolo de tavan, zice Biblia, atunci să nu fie răutate. Că dacă îi răutate, degeaba porți. Dacă ai dor de răzbunare, dacă vrei tu să iei prerogativul lui Dumnezeu, răzbunarea Domnului, și vrei tu să faci pe Dumnezeu, te vei întâlni cu Dumnezeu. Că Dumnezeu își împarte bunătatea cu noi, dar nu își împarte slava cu niciunul. N-ai voie să te atingi de atributul ăsta. Noi avem o vorbă care spune, dacă hornarul satului vrea să se bată cu tine și ești îmbrăcat în costum alb, bă, și dacă îl poți bate, mă, nu te bate cu el, că numai te murdărește. Fugi, lasă-l în plata Domnului. Davide, lasă-l pe Nabal în pace dacă e nebun. Chiar așa, asta și înseamnă. Cum e numele, așa e și viața, zice Abigail. Și David zice, binecuvântat să fie Dumnezeu și judecata ta, că Domnul mi te-a scos în cale. Și Dumnezeu îl disciplinează original, îi dă un heart attack, îi dă o problemă de inimă, 10 zile, inima îi se face ca piatra, capa aparatului, după care, bang, pleacă. Dar David rămâne curat și nu trage o tine chiar după el de 10, 20 de ani, 30 de ani, care, Doamne, mult apă trebuie să treacă pe criș până când se uită anumite uri și răutăți. Frați și surori, dragi prieteni, dragi ascultători, live, dacă vezi că ești pe buza prăpastiei și ai dor de răzbunare, oprește-te. Răzbunarea este a Domnului. Să spui ca și Iisus, Tată, iartă-i. Iartă-i că nu știu ce fac. Întrebarea se pune, chiar nu știau ei ce fac? Știau sau nu știau? Nu știa Iuda că trădează un prieten? N-a știut Pilat că Iisus este nevinovat? N-a știut Parlamentul Sanhedrinului în vremea aceea? N-a știut că Iisus e nevinovat și a mituit oameni martori mincinoși, numai să-L îngroape cu alte cuvinte? Nu știa? Ba da, știa. Atunci de ce se roagă Iisus? Iartă-i că nu știu ce fac. Când oamenii ăștia au folosit martori mincinoși, cum adică nu știu ce fac? Răspunsul este următorul. Vina lor era una reală, dar gradată. E adevărat că erau vinovați că l-au răstignit, dar ei nu știau că răstignesc pe Fiul lui Dumnezeu. Erau inconștienți, erau ignoranți la enormitatea vinei lor. Ei credeau că răstignesc un om care duce poporul în rătăcire. Ei nu știau că e Hristos. Uitați ce zice Biblia în 1 Corinteni 2 cu 8. 1 Corinteni 2 cu 8. Pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestea, că dacă ar fi cunoscut-o, înțelepciunea de sus, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Da, îți vinovat, da, enormitatea lor nu-i de la 1 la 10, nu-i la 10, e la 4, e la 5. E o gradație, că dacă ar fi cunoscut, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Fapte 3 cu 17. Biblia spune așa, Fapte 3 cu 17. Și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut ca și mai mari voștri. Cum ar fi, de exemplu, când trebuie să iertăm, să spunem, da, mă, a fost rău. Da, e vinovat, bă, dar nu a avut unele detalii. Bă, dacă știa unele detalii și să te rogi, să-i dai un pic răgaz, să spui în inima ta, Doamne, Tu știi inima mea. El nu știa anumite lucruri în taină, el nu știa anumite, Doamne, iartă-l, Doamne, iartă-l, iertându-l pe el, te eliberezi pe tine. Noi de multe ori la ore de rugăciune spunem, frați și surori, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit și îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață. Foarte bine. Deci ar fi ca și bunătatea ta să se înnoiască față de cel care ți-a greșit. Noi vrem dreptate pentru ei și milă pentru noi. Biblia spune însă altceva. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Vrei milă? Arată milă. Și dacă nu știi iertare, rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Nu te duci să spui că am iertat, că nu o să recunoască, o zgârcii cu tine, mă. 99% nu recunosc. Unii chiar nu și-au dat seama, poate. Alege să-l ierți în inima ta. Sunt unii frați care spun, suror, frate, Gabi, dar zice, știi că este vorba, te iert, dar nu te ui, da. Eu chiar nu l-am uitat, înseamnă că nu l-am iertat? Nu. Eu nu cred că iertarea înseamnă uitare neapărat. Eu cred că e de dorit să fie așa ceva, dar nu cred că e neapărat. Eu cred că poți să ierți pe cineva și să nu-l uiți niciodată. Deci testul iertării nu este uitarea. De exemplu, dacă ți-a furat cineva creionul la școală și după 20 de ani zici că ți-am furat creionul. Păi, ai uitat. Dacă cineva îți fură nevasta, ai nu mai uiți niciodată, nu? Dacă stai în mâna dreaptă și o aruncă la câini, când nu te lepezi de Iisus Hristos, ca în Arabia Saudită, poți vreodată să uiți așa ceva? O fată violată, poate să uite vreodată ce i s-a întâmplat? Nu, există lucruri care nu sunt în computer, dăm delete, gata, s-o ștergi tot. Hai să fim serioși. E de dorit, dar există lucruri care n-ai cum să le uiți niciodată. De aceea testul iertării nu este uitarea. Testul iertării este că atunci când îl vezi, nu ți se mai ridică tensiunea. Ai acea pace în inima ta, nu te mai răcâie. Poți să-i spui din toată inima, Domnul să te binecuvânteze. Domnul mi-a dat harul să iert. That's fine, e ok. Domnul să te binecuvânteze. Și cred că iertarea nu înseamnă neapărat și împăcare. Sunt oameni pe care trebuie să iert, dar să-i ții departe. Sunt oameni periculoși. Lăsați-i, zice Iisus, sunt călăuze oarbe. Stay back. Stai deoparte. Sunt oameni pe care ierți, dar ei nu s-au simt. În inima ta iert, dar trebuie să-i ții deoparte. Sunt oameni răi în continuare, sunt oameni periculoși. Nu înseamnă că dacă l-ai iertat trebuie să-ți bei cafeaua cu el. Neapărat, da, câteodată cei mai mari dușmani devin cei mai buni prieteni. Dar sunt cazuri în care oamenii rămân răi, reci, îi ierți, îți faci ție bine, relații tale cu Dumnezeu, dar îi ții deoparte. Iată-L pe Iisus Hristos, se roagă, Tată, iartă că nu știu ce fac. Vina lor e gradată, ei nu știau că e Fiul lui Dumnezeu. Întrebarea se pune, a ascultat Dumnezeu rugăciunea? Ce ziceți, a ascultat Dumnezeu rugăciunea asta? Da sau nu? De unde știu? Păi soldatul s-a pocăit, așa e sutașul. Sutașul s-a pocăit acolo la picioarele crucii lui Hristos. Mii de evrei, zice Biblia, mai târziu s-au întors cu fața. Ăia care strigau sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Gândiți-vă câtă bunătate la Dumnezeu. A luat blestemul ăsta care l-a cerut asupra lor. Și Dumnezeu l-a interpretat diferit și a zis, da, sângele fiul meu o să cadă asupra voastră și asupra pruncilor voștri. Și 10.000 de evrei vă veți întoarce la mine. Și o mulțime de preoți s-au întors la Domnul. Că așa face Dumnezeu. Ia un blestem și îl transformă. Și cu adevărat sângele Domnului. De Rusalii, 3.000 de oameni s-au întors cu fața spre Domnul. Spuneți-mi, bun Dumnezeu? Cum ar fi să ne rugăm, Doamne, dă-ne și nouă un picur din bunătatea asta, Doamne? Și ceea ce oamenii zic așa, ajută-ne să interpretăm diferit și să le arătăm bunătate. Pentru că niciodată nu vei semăna pe Iisus Hristos mai mult ca atunci când ierzi din toată inima ta. Cu asta fiind spuse, frați și surori, există atunci păcate de neiertat. Dacă Iisus Hristos a putut să ierte, dacă Dumnezeu a putut să ierte pe criminalii propriului său fiu și i-a mântuit pe unii în ziua aceea ca pe sutaș, atunci spunem cum zice 1 Ioan 1:9, că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte și să ne curețe de orice păcat. Și vreau să te încurajez astăzi, indiferent de buba care o ai sub braț sau în talpă, Domnul știe. Și nu trebuie să stai în autocondamnare, nu trebuie să ții vinovăția ca pe un idol, trebuie să renunți la el. Că ce-a curățit Dumnezeu, tu să nu mai numești spurcat. Dacă nu te ierți pe tine însuți, ascultă-mă, este o ofensă adusă sângelui lui Hristos. Prin asta spui că jertfa lui Hristos e ineficientă. Dar dacă tu spui, Doamne, dacă m-ai iertat tu, cine sunt eu să nu mă iert pe mine însumi? Aleg să mă desleg, să mă iert pe mine însumi, Doamne. Să mărturisesc păcatele și să cred în iertarea Ta. Sunt psihologi care spun că 90% din oamenii care sunt bolnavi în spitalele de psihiatrie ar ieși de acolo dacă ar accepta iertarea lui Dumnezeu și s-ar ierta pe ei înșiși. Aduce eliberare, vindecare de anumite tipuri de boli. Iov 42:10. Iov 42:10. Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început, de sănătate. Când l-a dus Dumnezeu? Când i-a dat înapoi starea de sănătate? Când? După ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și ce a făcut Dumnezeu? Nu numai că i-a dat starea de la început, nu numai că i-a dat sănătatea, i-a dat dublu material decât tot ce avusese. Când i-a dat Dumnezeu sănătate înapoi de la început? Când? Când a început să se roage. Pentru supărăcioșii aia care zicea, nu doarme Dumnezeu, ai băut nelegiuirea ca apa. Zici că erau români aia. Nu doarme Dumnezeu. Și Iov zice, se roagă. Mă credeți că există rugăciuni pe care Dumnezeu nu le ascultă? Putem să trimitem bilete în față cât vrem. Puteți să sunați în America și la cele mai tari biserici. Ascultați-mă, există uși materiale și spirituale care nu se deschid în viața noastră până când nu avem atitudinea lui Iov. Și anume, să te rogi, să ierți. Când ai ales să ierți, Dumnezeu aduce vindecare fizică, aduce binecuvântare chiar și materială în suveranitatea Lui. Când ții ură și amărăciune, poți să te rogi cât vrei. Cel puțin îți dau un sfat. Nu mai trimite bilete în față, nu pun nici 500 de oameni să se roage pentru cauza ta. Oricum știi că Dumnezeu ne ascultă. Dacă tu ai zidul, păcatul și nu l-ai dărâmat, alege să ierți. Și apoi, Domnul va face pentru noi minuni. Lăudați să fie numele Domnului. În această dimineață, frați și surori, fiecare dintre noi să ne cercetăm pe noi înșine. Și există oameni pe care îi ținem captivi în inima noastră, să spunem, Doamne, aleg să am atitudinea lui Iisus Hristos. Dacă Iisus a putut să spună asta cu rănile deschise, necicatrizate, Doamne, ce experimentez eu sunt niște simple pișcături față de ce ai suferit Tu. Dă-mi Duhul Tău cel Sfânt. Proverbe 19:11, Biblia spune așa. Proverbe 19:11. Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile. Eu de 19 noiembrie, 19-11, întotdeauna mă uit la versetul ăsta. Și indiferent de defăimare sau ceva, mă uit la versetul ăsta. Asta e pentru mine, spun. Și lucrul ăsta să fie pentru fiecare dintre noi. Mă apropiu de încheiere. Uitați-vă la Pavel. Știți că oamenii lui Dumnezeu știu să moară frumos, Hristos moare frumos. Tată, iartă că nu știu ce fac. Uitați-vă la Pavel, în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 15. 2 Timotei 1, cu 15. Era la sfârșitul lucrării lui, era în pușcărie. Urma Nero să-i taie capul în anul 65. 2 Timotei, ultima scrisoare, supranumită și Cântecul Lebedei, pentru că lebăda cântă numai o singură dată în viață, înainte să moară. Și uitați ce spune el, după 40 de ani de zile de slujire, după ce au plantat biserici și atâția oameni s-au întors la el, la Domnul, el zice așa: știi că cei ce sunt în Asia, rodul muncii mele, cei pe care i-am născut în lanțurile mele, toți m-au părăsit. Între alții doi lideri importanți, Figel și Ermogen, m-au părăsit. Cum să mori așa? Să te părăsească toți și lideri importanți. Uitați-vă 4:16. După ce își expune durerea lui, 4:16 zice așa: la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine. Toți m-au părăsit. Și care a fost rugăciunea lui? Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Vă place cum moare Pavel? Toți m-au părăsit. Nu-mi vine să cred că ăla în care am investit, ăla, toți, zice. Și rugăciunea lui înainte să moară: rămâne singur, biserica lasă, rămâne singur. Și el spune: n-am nicio ură, să nu li se ține în socoteală. Exact ca Iisus: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ce frumos știe să moară oamenii lui Dumnezeu. Aș vrea ca fiecare dintre noi să avem o astfel de atitudine. Indiferent de nedreptățile fraților, de slăbiciunile sfinților, indiferent de ce se întâmplă, ascultă-mă, vei fi liber în Duhul tău când alegi să ierți din toată inima și alegi să te ierți pe tine, dacă e cazul. Să crezi în sângele lui Hristos, care te curăță de orice păcat. Am citit o întâmplare fantastică despre un pelerin care își ducea crucea. Dar i s-a părut prea grea crucea aia și a luat un topor și tot a început să taie din cruce. E prea grea, o zis, Domnul înțelege, nu? Și tot a început să taie. Și a ajuns la un moment dat la o prăpastie și peste prăpastie era cetatea cerească, cetatea lui Dumnezeu. Și a pus crucea ca să fie ca un pod, a început să o fixeze, dar îi mai trebuia atâta. Și tot o încerca și nu a putut și începea să plângă, dar nu pot intra, zice, dar de ce? Nu se potrivește, zice. În momentul ăla s-a trezit. Era un vis. Și a început cu ochii în lacrimi să spune: Doamne, o să îmbrățișez crucea care mi-ai dat-o. Nu o să tai nimic, Doamne, și o să o duc până la capăt. Până la capăt am să duc crucea. Indiferent de crucea care ți-o dat-o Dumnezeu, indiferent de făimări, indiferent de atacuri demonice, nu tăia din cruce. Nu tăia din cruce. Nu lăsa crucea jos. Nu lua alta, că Dumnezeu știe ce se potrivește cel mai bine pe caracterul tău, pe viața ta. Spune: Doamne, o duc până la capăt. Pentru că la sfârșit Dumnezeu nu va spune: bine, rob bun și plin de succes. El va spune: bine, rob bun și credincios. Coroana ne va da Dumnezeu după cicatrici, după cât am suferit pentru numele Lui, nu după succesul care l-am avut. Mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze. Mă rog ca Domnul să ne dea același Duh care l-a avut Iisus, și anume un Duh de iertare, un Duh în care să eliberăm, să emanăm prezența lui Dumnezeu, să nu fie frustrată puterea lui Dumnezeu datorită buruienilor amare din inima noastră. Și în rugăciunea asta, dacă ai buruieni amare, scoate-le, mărturisește-le, întâlnește-te, dă un telefon, fă ceva, iartă, și dacă nu știi iertare, iartă din toată inima, ca Duhul Sfânt să te poată asista pe tine, familia ta, pruncii tăi. Lăuda să fie Domnul. Amin? Hai să ne ridicăm în picioare. Dăm, te rog, un re major, re minor, re minor. Că-și mă-ntorc și în genunchi, milă cer, Domnul meu, mă întorc și-aș dori să mă știu Fiul tău, mă întorc ca să-mi dai din al vieții izvor. Mă întorc, că-și de tine mi-e dor. Că-și mă-ntorc, că-și mă-ntorc și-n genunchi, milă și iartă, iartă, Doamne, biserica ta. Mă întorc și-aș dori să mă știu Fiul tău, ca să-mi dai din al vieții izvor. Mă întorc, că ești, de tine mi-e dor. La tine vin și-mi cer iertare. O, Doamne bun, primește-mă în bunătatea ta cea mare, așa cum sunt, primește-mă, că-și mă-ntorc și-n genunchi, milă-și cer, Domnul meu, mă-ntorc și-aș dori să mă știu Fiul tău, mă-ntorc ca să-mi dai din al vieții izvor, mă-ntorc că-și de tine mi-e dor. Încă o dată, că-și mă-ntorc, că-și mă-ntorc. Să fie rugăciunea noastră astăzi, să ierte Dumnezeu păcate. Dumnezeu e prea bun cu noi. Iartă, Doamne, mântuiește, Doamne. Fie sângele lui Hristos să curețe păcatele noastre. Glorie lui Iisus, glorie lui Iisus. Din al vieții izvor, mă-ntorc, că-și de tine mi-e dor. Haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Și dacă este cineva nemântuit, să spui: Doamne, la tine vin și mă pocăiesc, îmi cer iertare. Tu nu ești bun, Doamne, Tu ești prea bunul meu Dumnezeu. Nu mi-ai făcut după păcatele mele, iartă-mă. Și cu iertarea care mi-ai dat-o, ajută-mă să dăruiesc iertare, Doamne. Ajută-mă să fiu ca Iisus Hristos, a Lui să fie gloria de acum și până în veci. Amin. Lăuda să fie numele Tău, Doamne Dumnezeu.